În baza planului bilateral de colaborare româno-franceză, în perioada 8-12 mai anul curent, are loc în Marina Militară vizita unei delegații franceze pentru stabilirea capacităților operaționale ale Centrului de Scafandri. Începutul oficial al acestei vizite a fost marcat la Statul Major al Forțelor Navale de primirea delegației de către locțiitorul șefului Statului Major al Forțelor Navale, domnul contraamiral Aurel Blidea. Această colaborare urmărește identificarea posibilităților de cooperare între cele două instituții în vederea demarării unui program pe termen mediu de pregătire și dotare a Centrului de Scafandri din România pentru realizarea interoperabilității acestuia cu centrele similare din țările NATO. Programul de lucru al delegației cuprinde vizite de informare la Centrul de Scafandri și la navele specializate în lucrări subacvatice, documentarea în legătură cu misiunile, organizarea și participarea internațională a scafandrilor români, precum și normele de securitate a scufundării utilizate.